Pe regele prazului, doamnelor și domnilor, Ciprian Ogarcă! Haide, Cipriane! Ia uite! Mările la nuntă, da! Hai să punem de nuntă! Învață-mă să joc! Așa! Toate fetele jucă! Hai, mă! Hai, și dragă, mările! Bine, Lili! Hai, pentru toate miresele! Nu aveți nicio treabă! Ia numărul ăsta, ia uite! Hai, că n-aveți nicio treabă! Bravo, Lili, ca să le fie atât, Crăciun fericit! Dacă ați mai văzut o altă horă mai proastă, să ne scrieți pe WhatsApp! Vorbește pentru tine, că eu știu să dansez! Dacă ați văzut o altă horă mai proastă... Șef Ciprian Ogarcă, prietenul nostru, este aici să ne gătească mult de tot. Ia și tu. O banana bread n-am mai prins. Lili, dacă îți mâncară banana bread, s-a dus eu o banană oltenească, ăsta e salam oltenesc. Ăsta nu e bio, nu. Auzi, poți să faci praz bread? Putem să facem praz bread, dar eu zic că până una alta, hai să ne apucăm să facem o fasole bread, așa că mi-e venit poftă de fasole cu ciolan astăzi. Și facem o fasole cu fructe de mare, pardon, cu fructe de cotesc cu aripioare de porc. În pâine? În pâine. În pâine, și facem în pâine. Cu o salată de ceapă roșie și cu praz. No! Da. Hala, o bucătărie. Oh my God. Două secunde, dragi colegi. Șef Ciprian Ogarcă. Să facem și noi așa ca Michael Jackson. Ce face mâncarea asta din nou? Ce face foamea din nou? Mă, ce face o fasole la vremea aia cu ciolan de porc? Pregătim ciolanelul. Hai la ciolan aici, nu e politică, e bucătărie. Luăm ciolanelul și îl punem la fiert. Da. După care îl învăluim așa cu niște fasole pe care o ținem la înmuiat toată noaptea și punem așa fasole. Mie fasolea asta mi-aduce aminte cum sunt femeile, Bogdane. Femeile, ai văzut? Stai, că e de vreme. Nu. Ai văzut cum sunt femeile ca fasolea? Nu, când te bat, când te fierb. Când te bat, când te fierb, așa. Când te bat, când te fierb, știi? Așa, prieteni. După care, după ce punem fasolea și ciolanul, le lăsăm acolo să-și facă ele siesta de primăvară și pregătim pâinea pe care îi tăim așa căpăcelul, menule, iar gătim de sar capacele astăzi, fii atent. Ia, hai că sare primul capac. Vă da ce mă îngrășai. Nu mai bateți fasolea, vă rog eu mult de tot. Hai. Nu mai bateți fasolea. Așa, după care o să luăm miezul ăsta de la pâine, Bogdane, da. Și facem o că dacă... O să aici, nu? A? Așa, da. Bogdane, ia uite cozonăcel. Hai, mamă, ce merge. Stai, se pune la noi în Oltenia așa să mănâncă tată pâine cu sare. E bun rău miezul ăsta de pâine. Așa, prieten, punem pâinea, după aia ungem cu ulei. Eu o să iau pe fiecare în parte pâinica. După aia o băgăm la cuptor, la cuptorul preîncălzit. O băgăm încă o dată? O băgăm la cuptor? O băgăm la cuptor, la cuptorul preîncălzit la 180 de grade 200 până prinde așa o crustă faină, ca după aia să poată să stea ciorbița noastră de fasole în pâinică. Și la final îi facem și o salată de aia de ceapă roșie cu praz cu oțet spart așa frumos la prosop. După care începem siesta de primăvară. Bași fasole și după aia să nu se supere nici soacra mică și nici soacra. Dar ce ai tu aici? În fălcuță. Momentul mă îngrășai și vreau să încep și o viață nouă, că dacă vă auzi că deja încep cu schimbările cu ăștia. Ce schimbări? Vreau să schimb și eu ceva în casa mea. De la 2 copii vreau să fac 3. Oh, Doamne ajută, așa să te ajute Dumnezeu, Bogdan. Și mie și ție, Lili, Doamne ajută, ce mei. Hai, noi facem mâncare aici, voi ce Bogdan? Faceți? Bogdan! Da! Ce ai tu, mă, mică în mână? Ce mănânci tu acum? Ia zi. Dacă m-a rugat unul. Ce mănânci? Ce mâncai, pâinică? Păi bine, măi! Ia-o, mă, de acolo! N-am nimic, Lili! Nu mai mi-e se fosuie, Lili! Păi bine, mă, Bogdanele! Păi vii aici și te plângi în fața oamenilor, în fața țării! Și puteți să veniți și voi dacă vreți, și Rubel, Liliana, nu vă țin departe! Ia, nu știu dacă să mă asociez cu fasolea și cu ciolan. Mai bine stau aici. De porc! Fasolică, ia, spune Lili. Deci că nu se asociază cu ciolanul. Nu, imaginea mea nu corespunde cu fasolea și cu ciolanul. N-ai crescut cu fasole, cu ciolanel, cu alea. Acum mâncăm bio, nu mai mâncăm avocado. Păi, da. Prietene, uite, s-a făcut și pâinica noastră. Deci fasole, hai mă să zicem din nou. Prietene, deci, facem fasole cu ciolan. Pâinica noastră deja o rumenirăm, ca să nu este zeama de fasole după ce o să montăm fasolea noastră. Mamă, ce bine arată pâinea asta, deci... Prieteni, mamă, asta e minunea de fapt, cât de luminite înăuntru. Și mi-aduce aminte de bunica când scotea pâinea, mai știi, din cuptorul ăla, de tobă mașinii, știi, sau de la țăst. Așa, prieteni, punem văzurăți, punem fasolea la fiert, ciolanul scoatem ca să-l porționăm să vină pe pâinica noastră, după care luăm așa ce legume găsim prin frigider. Eu luai o ceapă, un păstârnac, un oțelină, un... Ce legume să se adune? Aia e toată. Și ca să oltenizăm și noi fasoiul nostru de astăzi, îi punem, prieteni, și un trunchiuleț de ăsta, de praz. Știi că ăsta, de fapt, asta e aroma noastră, știi, oltenească. Corect. Că vorba alea, Bogdane, știi cum e? Cum să sărăm atunci cu femeile, știi, dacă femeile sunt ca fasolea de bași și ne fierb, dar știi să, ce, să facem ca olteanca noastră. Ia zi, tată. Știi ce, a ce miroase prazul astăzi? Ia ce miroase, tată. Miroase a baraj. Opa. E un iz, așa, de baraj pentru cupele europene. Da. Ai emoții?
Nu am emoții, Bogdane, că eu știi de ce? Eu am rămas la oalele, nu prea mă uit la fotbal și de atunci am scăpat de emoții. Cum mă, nu? Nu erai tu în tribună? Nu erai la fotbal? Unde te-ai dus? Nu, eu cu volei. La volei. Da, la volei, la volei, da. Scuză-mă. Nicio problemă, Bogdane. Așa, prieten, punem și facem așa ca un concentrat de-al nostru, punem fasolea cu multe legume, după aia începem să umplem fasolea noastră, după ce se fierb un pic și legumele noastre. Bun. Până una alta, aromatizăm și noi cu niște foi de dafinescu. Aromatizează. Așa. Aromatizați oștenii mei. Ia uite ce s-a aburit ecranul, băiatule. S-a aburit camera? Stai așa un pic. Stai că avem avem situații. Vino cu mine încoace. Cu dezaburire. Nu cu o zgârie, o zgârie. N-avem voie, auzi, cu o zgârie. Gata, tata. S-a dezaburit. Ce-ai făcut? Ai înfipt o scobitoare? Punem și ardeiuțul, uite, așa știi să facem servirea adevărată și acum face și sărățica de ceapă roșie. Eu așa mâncam toată fasolea tot timpul. Dacă n-am înceapă asta roșie, știi? După aia punem și puțin oțet așa aici în cap. Da. Știi? Bine, merge cu sare de aia, știi cum e, ca sarea în bucate, știi cum e, Bogdane, te iubesc ca sarea în bucate, așa e pe ceapă și cu oțet. Ai pus oțet? Ca să fie treaba, uite, o sparge așa oțetul, știi? Ai pus oțet pe ceapă? Lili, îți place ceapa cu oțet? Păi n-am mai mâncat niciodată, acum am văzut că ai pus oțet pe ceapă. Cum n-ai mâncat niciodată? Nu, niciodată. Eu cred că Lili a crescut prin Grecia. Mă, Lili, tu nu ești o mâncă de-a noastră, vorba alea cu ceapă, cu alea, cu jumări, cu jumări, cu cartofi, cu ouă, în tigaie. Adevărul e că asta cu oțet tu nici eu nu știam. Ba nu, mă, că așa se pune cu mama mia, menule. Stai, că salată, nu pui oțet pe ceapă? Menule, dacă e sub gândești așa, da. Pui ceapa în salată, pui oțet pe ceapă. Deci dacă mănânci... Da, ok. Zi ce vreau. Deci dacă mănânci fosuiu și n-ai ceapă asta cu oțet lângă, mai bine nu te mai apuci, Lili. Știi? Ai înțeles? Am înțeles. Așa, prieteni, retrecem puțin prin rețetă, ca să fie treaba, pentru că fasolei noastre îi stă cel mai bine cu leușteanul la ureche. Îi punem toată și niște leuștean. Stai, mă, să-i pune și lui Lili leuștean la ureche. Așa, dacă tot... pune-i să viseze frumos la noapte, poate mănâncă și ea după aia ceapă cu oțet. Uite, Lili, ia. Pam, 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 pam. Păi știu. Eu îmi pun și eu o porție, că după aia plec cu trenul la Craiova. Dar de ce tot cu trenul? Păi da, menule, cu trenul, să-ți spun de ce. M-am învățat cu trenul și... Cât faci? Fac 3 ore, mă duc acum la gara de Norcolea la București, după aia până luni, că marți la 10:30 ne vedem tot aici. Pac. Tot cu aceleași rețete minunate care ne-au învățat bunicii și părinții noștri și o mai învățăm și pe Lili să vorbim, să mănânce românește, că dacă ea nu prea mâncă, uite ce bine este cu floarea de leuștean la colorie. Bine, ei faci un borș de pește în pâine dacă vrei să o prinzi. Păi cum să nu, data viitoare facem o saramură de crab dacă vrei, Lili. Sau ce mâncai tu când erai micuță? Saramură de crab? Da. Saramură de capră? Nu, de... Nu, Lili acum face cu crapul de foame, știi că acum arată mi se pare că e ca în rabdă și o mănânc și porție. Nu, auzi, ziceam eu că nu mă asociez cu fasolea aia, dar îmi vine să mănânc din ea, mama. Vine un moment greu în viața fiecăruia dintre noi când trebuie să mâncăm această fasolică cu ciolan. Hai să-ți mai pâine. Pună mama, să-ți dea Dumnezeu sănătate, șef Cipriano Garcia. Prieteni, și vouă să vă dea Dumnezeu sănătate și vă doresc ca să aveți o zi binecuvântată, Dumnezeu să binecuvinteze și familia noastră și familia noastră. Și nu uitați că trebuie să ne bucurăm de viață, că peste 100 de ani poate o să fim doar niște tablouri pe perete. Campion! Campion la puncte, șef Cipriano Garcia. Mulțumim frumos!